În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din municipiul Mediaș, județul Sibiu. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre mărturia pe care o aduce Sfântul Apostol Toma despre realitatea învierii lui Hristos. Dorea să vadă el semnele cuielor și semnul suliței din coasta Mântuitorului Iisus Hristos, și a mărturisit îndoiala aceasta, nu voi crede până nu voi vedea, și a împlinit-o Mântuitorul Hristos, nu pentru el, ci pentru noi. Pentru că și îndoiala lui a fost tocmai pentru ca toți să devină mărturisitori. Mărturisitori a învierii Mântuitorului Hristos. Aceasta este prima însușire, prima calitate pe care ne-a lăsat-o Hristos nouă, celor care îi purtăm numele de creștin. Numele de creștin vine de la Hristos. Suntem mărturisitorii învierii sale. În momentul în care Mântuitorul se arată acum a doua oară ucenicilor, îl cheamă pe Toma. N-a zis Toma, vreau să te văd, Doamne. Îl cheamă pe Toma pentru că Mântuitorul cunoștea îndoiala acestuia și a vrut să-i o transforme din îndoială în certitudine și în mărturisire constantă. Vino și pune-ți degetul tău în semnul cuielor. Pune mâna ta în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Preluând modelul de la Hristos care a format o școală de mirii, a iubirii, a îngăduirii, a iertării, Mitropolitul Ardealului, Părintele Mitropolit, Dr. Laurențiu Streza, a mai scris o pagină pe istorie, domnule primar, pentru orașul nostru, a mai scris o carte care nu se vede aici pe pământ, cu semnătură în cer, liturghisind împreună cu noi nevremicii în Catedrala din Mediaș. Cei prezenți la slujbă au avut posibilitatea să se închine la racla ce păstrează capul Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, adusă de la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. După Sfânta Liturghie, ierarhul a binecuvântat casa parohială a lăcașului de cult.